cauciucuri arse, mult fum și adrenalină la maxim, membrii comunității online Moldato s-au întrunit la primul său offline. La o jumătate de an de la lansarea oficială, comunitatea online Moldato a organizat primul offline al său. Invitații au fost membrii, dar și toți pasionații de drift. Vineri 23 ianuarie, membrii clubului s-au reunit la un offline, scopul căruia este promovarea culturii auto în țară, dar și pentru a se cunoaște mai bine, pentru a împărtăși ideile și părerile legate de mașinile pe care le conduc. Ne-am adunat aici pentru a demonstra că băieții din Moldova într-adevăr iubesc adrenalina și se pot distra pe baza mașinilor. Astăzi clubul numără peste 50 de membri, iar la reuniune unii și-au etalat maestrie la proba de drift. Eu am venit aici pentru, nu știu, am satisface plăcerea sufletească, așa spunem, da? Asta pentru mine mă calmează, spunem, da? Și cât am o lecție cu 2-3 ani, căuciucurile... De unde le iai? Tunele au tăți, vulcanizare, prieteni, nu știu ce, pe internet. Nu, sunt noi de-a doua mână, le mai folosim și noi, le stricăm, altele. Noi le stricăm până la capăt, alții le strică pe jumătate, noi până la capăt. Chiar dacă mașinile nu sunt pregătite corespunzător, adrenalina a fost la maxim, iar spiritul de competiție a fost prezent la fiecare. Очень рад, что попал в такую компанию. Классные ребята, классные сборы у нас проходят. Участвую еще в некоторых, так как увлекаюсь машинами, мне это нравится. И надеюсь, что количество людей, количество машин будет расти, будем встречаться чаще, общаться, узнавать новое, советоваться. И приглашаем всех, кто будет рад приехать сюда, посмотреть, что, как, поучаствовать с нами в каких-то заездах, в каких-то выступлениях. Очень приятно, огромное спасибо еще раз за все. С нетерпением ждем, будем рады встретить. Спасибо. Organizatorii promit mai multe evenimente în acest an, scopul cărora ține de promovarea culturii auto la noi în țară.